Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 2 decembrie 2019. Învață din experiențele nocturne. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Psalmul 30, versetul 5. Dumnezeu este alături de noi în experiențele noastre nocturne. Să ne gândim puțin. Ai fost doborât, dar prin harul lui Dumnezeu te-ai ridicat iarăși. Indiferent cât de întunecată este noaptea, ai trăit și ai văzut lumina dimineții. Vremurile sunt schimbătoare, relațiile se schimbă și ele, dar Dumnezeu este mereu același. El este Cel care te-a scăpat din fiecare necaz din trecut și El promite că va fi cu tine în fiecare zi din viitor. Să remarcăm cuvintele, vine veselia. Asta înseamnă că te vei ridica și te vei bucura din nou. Instinctul tău de supraviețuire pornește dintr-un izvor care se află deja în lăuntrul tău și Domnul este Cel ce alimentează acel izvor. Lasă-l să curgă. Nu trebuie să-l faci să curgă, doar să-l lași să curgă. Dr. Thomas Fuller, cleric și istoric din secolul al XVI-lea, a afirmat: dacă nu ar fi nădejdea, inima s-ar frânge. Am încheiat citatul. Indiferent prin ce treci în acest moment, nu te da bătut până nu vezi dimineața. Ea se află la sfârșitul fiecarei nopți întunecate și al fiecarei promisiuni încălcate și sosește întotdeauna. După fiecare eșec, lovitură, trădare, respingere, zorii zilei se vor revii în mod sigur. Nu lăsa nimic să te împiedice să crezi asta. Dumnezeu îți va șterge lacrimile și te vei trezi întotdeauna cu o cântare nouă. Una dintre cele mai extraordinare promisiuni din Scriptură este următoarea, din, paradoxal, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 22 până la 25. Selectez. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Am încheiat citatul. Ziua de ieri s-a încheiat azi noapte. Astăzi este o nouă zi, deci trezește-te și bucură-te de ea.